Producătorii agricoli lasă pentru scurt timp activitățile sale intense din ferme și își schimbă haina de câmp pe cea festivă, decorează tractoarele cu lumini și decorațiuni de poveste, scrie agrointel.ro. În ferme e forfotă mare cu pregătirile de Crăciun, iar producătorii agricoli și crescătorii de animale marchează în stil specific venirea sărbătorilor. În mica perioadă când pot lua o pauză de la arat, semănat sau tratamente din câmp, fermierii germani au găsit răgaz să împodobească în straie de sărbătoare cele mai importante ajutoare din exploatațiile agricole. Fie că sunt mărci de renume care costă sute de mii de euro sau utilaje mai mici, tractoarele și combinele arată senzațional cu luminițele de sărbătoare. Fermierii nu se mai întrec în tehnologii și putere, ci își decorează utilajele cu cele mai luminoase și strălucite decorațiuni de Crăciun. În unele zone din Germania există o adevărată paradă a tractoarelor, iar utilajele care până nu de mult însămânțau pământul acum defilează ca niște adevărate mașini agricole de sărbătoare. Totodată, niște crescători de animale nu lasă fermele fără haine de sărbătoare. Crescătorii de animale țin pasul cu restul fermierelor, fie că dețin vaci, oi sau capre, acestea sunt îmbrăcate cu cele mai frumoase decorațiuni pentru a simți cu adevărat farmecul sărbătorilor de iarnă.